Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Vorbește Lumea. Astăzi vom vorbi despre Asociația Comunelor din România și l-am ca invitat în studioul Capital TV din Deva pe domnul Mircea Ion Robinar, președintele filialei Hunedoara și primarul Comunei Bălișoara. Bine ați venit, domnule primar și bine, domnule președinte, putem spune, da? Mai bine, cred că, da? În studioul nostru, pentru că o să vorbim în mare parte despre Asociația Comunelor. Bine v-am găsit și vreau să mulțumesc pe această cale pentru invitația dumneavoastră. Chiar este a doua oară când vin la un post de televiziune. Am fost întâmplător sau nu, se pare o coincidență, chiar anul trecut, tot în preajma acestei date, pentru noi, în jurul datei de 20 februarie, în fiecare an avem adunarea generală Asociația Comunelor din România la București, într-un cadru mult mai mare. Chiar anul acesta am fost un număr de 537 de primari din România, din toate județele României, și ne întâlnim în fiecare an cu această ocazie pentru a dezbate problemele care se confruntă comunitățile locale din România. Bun, sunt convins că acolo s-au tot felul de lucruri din realitate, nu din birou. Adică probleme cu care se confruntă primarii, pentru a rezolva lucrurile și, mă rog, problemele comunităților. E adevărat ce spuneți dumneavoastră, dar iarăși vreau să vă spun ca o, nu știu, ca opinia unor dintre colegii și a multora care au fost în mulți ani, eu sunt președintele filialei județene din 2008, de când sunt și primarul Comunei Bălișoara, sunt onorat de această funcție care mă și obligă la multe și pe această cale vreau să mulțumesc tuturor colegilor primari din județul Hunedoara care m-au reales în această funcție și după ultimul mandat din 2016, împreună cu Consiliul Director, care fac parte colegii mei primari din comunile de pe teritoriul comunei de pe raza județului Hunedoara, indiferent de culoarea politică, deși acum să spunem pe aia dreaptă, mai mult suntem PSD și PNL, deci chiar un număr aproximativ egal diferență de un primar. Deci se poate spune că pentru mine este o onoare să fiu președintele acestor primari și chiar pe această cale fac o invitație la toți primarii din județul Hunedoara, din cele 5 de comune, să veniți să se afilieze la Asociația Comunelor din România, fiindcă, după cum veți vedea, la un punct al discuției, sunt probleme care ne confruntăm de ani de zile și care totuși va trebui până la urmă să le găsim o rezolvare și noi ca filială județeană Hunedoara și la nivel național și să reiterez... Bun, un pic, să sunteți liberal, da? Da, sunt liberal. Bun, ca să... Să reiterez ideea care v-am spus. Mulți colegi au spus că ne întâlnim la București, discutăm cu membrii al guvernului, cu distinșii noștri invitați care avem în fiecare an, dar se pare că... Guvernul din partea administrației, mai mult ca sigur, da? Deci a fost și doamna premier Vasilica Dorica Dăncilă, a fost domnul vicepremier Paul Stănescu, a fost doamna vicepremier Grațiela. Deci chiar au fost persoane din... Care au putea să aibă o decizie, se poate lua dar, o decizie. Dar părerea colegilor mei la nivel național și nu pot să spun că este unanim, dar o mare parte din primari... Păi, mă gândesc că cei din opoziție, în primul rând. Nu contează, deci care și cei de la putere. Și PSD-ști, da? Și s-au exprimat pe finalul discuțiilor în ziua de marți, după masa miercuri, că totuși ne întâlnim, dar se finalizează foarte puține. Da, deci și... mai mult povestim, nu? Cam da, mai mult povestim. Și aici vreau să vă dau un exemplu concret. În 2012, când era premier domnul Ponta, domnul vicepremier Liviu Dragnea, atunci am făcut prima dată demersurile din partea Asociației Comunelor din România. Am avut un protocol, un acord, cadru încheiat între Asociația Comunelor din România și premierul respectiv al României, care pe parcursul timpului s-au rediscutat vis-a-vis de codul administrației publice locale, de codul finanțelor, de legea salarizării, de multe celelalte probleme care tot timpul s-au ridicat la nivelul OAT-urilor. Și a ieșit ce a ieșit, s-au modificat prea puține și atunci nemulțumirile, vă dați seama că sunt majore și cu această ocazie noi din nou am adresat doamnei premier a României, doamna Vasilica Viorica Dăncilă, și l-am aici în față să poată vedea. Deci e un memoriu sau? Deci un memoriu, putem spune că sunt niște propuneri și niște priorități
care au fost aduse și la cunoștința domnului vicepremier Paul Stănescu, care ne-a onorat cu prezența și pe această cale vreau să-i mulțumesc în numele meu personal, a filialei județene Hunedoara. Chiar am fost onorați de prezența dumnealui la lucrările din data de 19, de luni, și chiar fiecare primar prezent la această adunare generală a noastră a fost premiat, puțin mult spus premiat, a primit o diplomă din partea domnului vicepremier pentru activitatea în administrația publică locală la nivelul comunității respective. Bine, nu să ziceți onorat, dar ar trebui el să fie onorat cu la schemat da, acolo. Sigur că da, dar vă dați seama până la urmă, că asta e datoria lui. Totuși, vă dați seama că din 2800 și ceva de primari am fost 500 și ceva prezenți la București. Deci 2800 sunt la nivel 2860 național. Și am fost 537 de primari. Mi se prezenți. Pare puțin. Da, dar nu sunt toți membri, deci cam două, trei sunt membri înțeles. Și noi la nivelul județului Hunedoara suntem 5-5 de comune și avem 3-7 de membri, deci nu toată lumea... Deci Hunedoara, județul e reprezentat serios, da? Da, e reprezentat serios și chiar vreau să mă mândresc, fiindcă filiala județeană Hunedoara are o contribuție la nivel național, eu sunt membru în Consiliul Național, am fost până la 1 ianuarie 2018 vicepreședinte pe regiunea de vest, care cuprinde Arad, Timiș, Hunedoara, pe criterii de eficiență, pe criterii de rotație, pe toate tipurile de criterii. Acum nici nu mă pot compara ca filială cu Timișul, care are și un număr mai mare de comune. E mai aproape de vest, cum s-a spune, are o altă aplecare spre toate aceste probleme, dar am rămas și în continuare sunt secretarul acestei, pe partea de regiunea de vest, și sunt membru în Consiliul Național, Consiliul Director Național, unde se iau toate deciziile vis-a-vis de această asociație comunilor din România. Deci nu este un lucru puțin, nu este un lucru mare, dar și noi, Hunedoara, suntem acolo, la polul de putere, cum s-ar spune, unde se iau deciziile vis-a-vis de această asociație. Și din nou, și nu vreau să mă repet, dori ca și mai mulți colegi primari din celelalte comune să vină să adere la această comună din România, fiindcă vreau să vă spun, avem o obligație, toate OAT-urile, indiferent de culoare politică, avem o obligație să facem auditul acesta intern, care nu se poate face decât prin cooperare sau prin având un compartiment care să aibă minimum două persoane la nivelul fiecărui OAT-ul. Și Curtea de Conturi și Finanțele Publice și Prefectura Județului Hunedoara ne-a notificat în acest sens. Am avut adunarea generală în 15 februarie la Călan, în care a participat și domnul prefect Chistre, care vreau să-i mulțumesc, domnul președinte al Consiliului Județean, domnul Mircea Bobora, au participat parlamentari și deputați, domnul Heiuș Lucean, doamna Carmen Hărău, doamna senatoare, pe care această care vreau să-i mulțumesc, fiindcă sincer, la un moment dat nu am fost așa de convins că e cea mai bună prezență din partea noastră în Parlamentul României, dar ne-a demonstrat într-un mandat și în al doilea mandat care o semne inițiativă legislativă și pe partea de finanță și chiar are o contribuție deosebită și este acolo unde, la locul dânsei în Parlamentul României și ne reprezintă poate cu mai mult de succes decât ne-am sperat noi și ne-am așteptat noi și doresc succes în continuare. Și domnul deputat Lucian Heiuș, care și la fel în Comisia de Buget Finanță, care a fost, știți foarte bine, Director General al Finanțelor Publice pe regiunea noastră, care este bine fiindcă sunt niște oameni pregătiți, niște oameni care chiar își merită locul în Parlamentul României și acum nu vreau să fac un elogiu, fiindcă toți sunt trimiși acolo în Parlamentul României ca să facă treabă pentru cei care au trimis. Vreau să mulțumesc și domnului deputat prezent care a fost domnul Marica Sorin, care a fost primar la Comuna Sălașul de Sus, care știe problemele OAT-urilor și chiar am rămas plăcut impresionat și chiar le-am mulțumit că există o colaborare la Comisia Administrativă împreună cu domnul Florin Roman, deputat de Alba Iulia, care l-am invitat și pe dânsul la această adunare generală. Nu în virtutea faptului că a fost președinte la noi interimar la Hunedoara, ci în virtutea faptului că are o funcție de conducere în cadrul Partidului Național Liberal. Eu sunt o voce în Partidul Național Liberal și mă gândeam cu ajutorul dânsului și prin colaborarea între cei doi poli în comisiile respective, cum sunt dânsi și în comisia administrativă, să se pot face niște lucruri bune pentru noi, pentru primari. Bun, nu am mai fost, că a mai fost domnul senator Sălan și nu vreau să minimalizez prezența dânsului. Dânsul este la primul mandat, dar chiar
am fost încântat și eu cu și colegii noștri, fiindcă dânsul chiar este binevoitor, colaborează cu ATU și chiar vrea să venim, să vină cu inițiative legislative în sprijinul comunilor din județul Hunedoara. Ceilalți doi parlamentari care nu au fost prezenți, domnul președinte Nistor a avut un comitet executiv și mi-a transmis că nu poate să ne undereze cu prezența, dar avem asigurarea dânsului că ne va sprijini în toate programele care se vor derula vis-a-vis și la nivel național, indiferent că e PNDL2 sau în celelalte programe. Și acum doamna deputat, care ministrul nostru, și eu chiar, dacă sunt liberal, doamna Natalia Intotero, ministrul românilor de pentru da, dar chiar dacă nu mai este deputatul nostru, care venea cu mare drag la fiecare întâlnire la nivel de acord, eu salut prezența dumneaei în guvernul României, vă spun, deși sunt liberal, eu sunt mândru că un deputat de Hunedoara sau oricine din Hunedoara poate să ne reprezinte în guvernul României și nu oriunde, în relația cu România de pretundere, exact cum a spus și dumneavoastră înainte, nu e un lucru puțin și cred că ne va reprezenta cu cinste județul Hunedoara. Nu vreau să supere colegii de cealaltă, de cealaltă culoare sau ceilalt, dar eu sunt un tip echidistant. Bă, o să vă dea liberale afară, după cât să vă dea pe PSD și vă spun clar. Eu laud pe toată lumea. Părerea mea, din toată povestea asta, haideți să vorbim despre problemele cu care ați mers acolo, că persoanele astea de 20 de ani tot vorbesc și mai puțin se poate. Bă, să aveți probleme, probabil, și mai mult sigur că probleme aveți. Și... Hai să vorbim despre problemele acestea, că persoanele le tot vedem și deci, repet, hai să luăm de la adunarea generală care a fost la Călană. Noi, primarii prezenți, de astea am și invitat și invităm în fiecare an. Acum am vrut să vă spun că noi trebuie să lucrăm în un context unitar. Primar, parlamentar, toți trebuie să lucrăm spre eu. Ok, sigur că vreți să rezolvați lucrurile și trebuie să apeleze la minister, să bateți la și uși. Asta a fost și din acest motiv și invităm, nu invităm numai ca să ne vedem acolo la o masă sau altceva. Ok, invităm că bună parte din ei fac sau nu fac. Deci asta rămâne de văzut, fiindcă chiar colegii primari au spus că nu se le mai acorde sprijinul parlamentarilor de Hunedoara în alegerile viitoare. Deci în relația asta dumneavoastră sunteți mai important. Și la discuția de la Călan s-a reiterat acest fapt, s-a spus clar și vădit, mai știu dacă nu și domnul primar de la Teluc, colegul meu de o viață Pupăză, a spus acest aspect și fiindcă sunt probleme vis-a-vis și prima problemă care s-a discutat a fost și bineînțeles, prima problemă a fost finanțele publice. Faptul că multe OAT-uri n-au primit suficienți bani pentru... Câți bani ați primit de la Consiliul Județean pentru... Deci am primit 200 de mii, adică 2 miliarde. Da. Păi ați primit bine, câteva a primit 100 de mii. Deci haideți să facem o diferență. Acum dumneavoastră nu sunteți politician, nu lucrați în administrație. Deva nu are nevoie de bani, trebuie să supere pe mine colegul Florin Oancea, care chiar în ședința de birou a renunțat la acest bani și anul trecut s-a dat în ziar că primăria Comunei Vărișoara a primit 200 de mii mai mult decât primăria Deva. Exact. Nu, deci eu vă felicit pentru asta. Ascultați-mă, nu. Eronat. Da. Fiindcă să nu comparăm municipiul Deva, care are o anumită populație și anumite venituri, 59 de mii. Dar veniturile proprii care se pot vedea din impozitul venit local, e de 500 de mii, adică e o diferență și bugetul Comunei Vărișoara, bugetul propriu a fost de anul trecut de 170 de mii, deci 1.700.000, deci sunt bani puțini. Da, e ok, nu deci, așa vreau să dar nu, dar trebuie să punctăm. Okay. Fiindcă e una când Deva, care are taxe și impozite, are venituri proprii, e una care... Eu vreau vreau să-l combat pe Mircea Bobora pentru modul în care o împărțit banii. N-am treabă că vă dați dumneavoastră. Trebuia mai mult să vă dea. Vorbesc serios. Asta e ideea. Deci ideea v-am spus și vreau să se puncteze foarte clar. Domnul președinte Bobora, dânsul a afirmat și la Călana Tinea cu primarea, a făcut o analiză pertinentă a fiecărui OAT-ul, câți bani a primit în ultimii ani, ce necesități sunt, că banii se dau conform legii pentru arierate, pentru programe de cofinanțare, deci nu se dau chiar întâmplător. Acum, păi nu, asta prin lege sunt exact pentru aceste două deci zone. Acum eu chiar am fost la domnul președinte înainte să facem bugetul, am discutat cu dumnealui vis-a-vis de acest buget, mi-a spus că vrea să fac o împărțire unitară, 160.000 pe fiecare administrație, oricum îi împărțea tot discuții existau
și de o parte și de alta, oricum banii sunt insuficienți, suma care a fost de împărțit pentru administrația publice locale. Bun, deci un pic. Sunteți mulțumiți cu banii aceștia? Asta vreau să vă întreb. Da, eu sunt mulțumit okay. Și îmi pare rău da, fiindcă da. Colegii mei au primit 75.000 și nu mi se pare normal. Au primit foarte mulți colegi. Nu au fost bani, fiindcă nu au fost niște sume așa de mari. Au fost, că s-au dat într-o direcție. Mai mult. Adică spre PSD. Asta a fost concluzia finală. Concluzia care a fost că normal noi suntem, reprezentăm o anumită populație a județului și trebuia un procent mai mare pentru PNL. Exact, este adevărat. Da. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie făcut o analiză la fiecare oată. Eu am înaintat și am trecut la doamna vicepremier, când era doamna Sevilla Șaide, un memoriu pentru comunitățile mici. În calitate de președinte a primarului din județul Hunedoara, noi suntem un număr foarte mare comparativ de numărul de localități din numărul total din 55, suntem peste 15 localități care sunt sub 1500 de locuitori, sunt comune cum e Bătrâna, cum e Bulzești, cum e Cerbăl și etc. care au populație foarte redusă, problemele sunt foarte mari și efectiv oamenii nu se pot descurca, fiindcă aceleași probleme apar și la o comună mare și la o comună mică. Și atunci nu pot să normal, eu dacă m-ați întrebat personal pentru ce aș opta, deși colegii mei se vor supăra pe mine când spun treaba asta, eu aș opta pentru organizarea administrativ-teritorială, fiindcă dacă să mergem în situația efectivă care suntem acum, nu ne mai putem dezvolta. Deci toate primăriile abia avem bani pentru funcționare, pentru primul rând trebuie să asigurăm plata salariilor. Și aici e o temă care e foarte discutată la ora actuală. Delicată și sensibilă. Delicată, dar da. Nimeni nu s-a întrebat când un primar în 2010, eu eram în funcție în 2010, luam 1400 de lei. Nimeni n-a zis, bă, primarul ăsta ia puțin și aceeași răspundere, aveam aceeași responsabilități fiecare și un funcționar public, vă spun, salariile au fost foarte mici în administrația publică locală. Eu salut ideea acestei legi a salarizării. Acum, nici acum nu mai sunt inadvertenți în aplicarea legii. Nu știu dacă o să fie fondurile necesare ca să se continue mai departe, dar cât de cât s-au rezolvat niște probleme, fiindcă nu se poate să ții un funcționar public. Și vă dau exemplu comune Vărișoara, în decursul ultimilor 3 ani au plecat 3-4 funcționari publici. Sunt copiii ăștia tineri care vin, dau examen pe un concurs, dar nu stau pe 700-800 de lei în administrație. Da, e firesc, e normal. Și atunci automat se transferă, se duc în altă parte pe mai bine. Bun, aici nu cred că e o problemă că s-au mărit salariile. Foarte bine. Păi e o problemă că s-au mărit salariile, fiindcă tot asta dă și presa și televiziunea, că primarii și funcționarii și toată lumea sunt... Nu, se respectă legea. Sunt situații unde la unele primării nu suportă financiar creșterile. Acum, și de-aia v-am întrebat și de câți bani ați primit de la Consiliul Județean. Oricum, banii noi nu erau pentru salarii. Deci, în momentul când s-a dat această lege a salarizării anul trecut, eu vă dau exemplu punctual la Comune Vărișoara, da. Eu la 1 iulie nu am putut să aplic această majorare salarială. Am dat o votare de Consiliu abia în decembrie, fiindcă nu aveam resursele financiare. Corect, am discutat și cu domnii deputați, chiar cu domnul deputat Hăiuș, cu doamna senatoare, în Comisia Buget Finanțe și am întrebat dacă ce poți să fac? Și au spus, domnule, dacă ai prevederi bugetare că mai ai încasări, poți să faci modificarea, dacă nu, nu. Și eu ca atare... Puteți să faci o rectificare. Dar nu aveam de unde. Eu am fost condamnat de către alți colegi și am avut fel de discuții vis-a-vis, consultări cu sindicatul, etc. Dar eu nu pot să-mi asum, ca ordonator principal de credit, că această... Deci, da, domnule, okay, dar ați reușit din ianuarie, nu înțeleg. Am reușit din ianuarie, am ajuns și n-am dat niște salarii, cum vorbește lumea, că s-au dublat, s-au triplat, sunt niște creșteri. Nu, unii au dat, mulți, dar sunt convins că vorbește un om foarte echilibrat. Sunt niște creșteri normale și, repet, trebuie să se gândească lumea că și în administrație oamenii trebuie să fie plătiți. Că tot vorbim că sunt primari, sunt corupți, că primari sunt așa, că la medicină la fel, aceeași situație. Se mărește pentru că a rezolvat problemele acelea, deci și alte lucruri. De foarte multe ori am fost pus în niște situații inedite în activitatea mea ca primar, fiindcă mi-era jenă să cer mult mai mult decât puteam să fac un angajat, din moment ce eu nu puteam să-i ofer nimic. Da, sunt situații când omul spune, da, domnule, tu mă pui să faci și proiecte europene, mă pui să fac și aia, mă pui să fac și aia, pe fișa poliției îmi dai mai multe atribuții, dar la salarizare nu. Așa eu e, zic că domeniul de administrație publică locală nu eu zic era ispititor. Acum, eu oricum, zic că s-a făcut cam târziu, dar mai bine mai târziu decât niciodată. Bun, deci asta ar fi una din problemele care l-ați discutat și la vis-a-vis de pensie. Haideți să vă dau niște exemple și să le discutăm tranșant. Eu sunt un tip direct și un tip tranșant. Am colegi primari, primarul de la Bretea, fostul primar de la Bretea, Jurjuan, după două mandate de primar, un mandat de viceprimar,
Și îl salut pe Ion, fiindcă Ion e un copil, un om deosebit. Dar să ieși cu 1100-1200 pensie după ce ai o viață întreagă, ți-ai dedicat-o și administrației, mi se pare anormal. Vorbeam cu domnul președinte, cu domnul deputat Nistor Laurențiu, care dânsul e parlamentar de Hunedoara, a ieșit la o pensie... Parlamentar PSD de Hunedoara. Da. Dispus. A ieșit cu o pensie de 1860 de cât îmi spunea dânsul în toamnă. Și a fost primarul comunei Șoimuș 18 ani. Și norocul, spune dumnealui, că a avut o activitate la Chișcădanga. Deci eu mă pun întrebarea că peste câțiva ani o să pot să ies la pensie. Sper să mă trebuie să ajung la pensie. Și o să mă întreb că ies cu un salariu de 2000 de lei, de 2000 ar fi poate bine, dar colegii, și chiar la Consiliul Național și acum la Adunarea Generală, au venit colegii de la Argeș, colegii de la Constanța, au arătat fluturaș de pensie la primar cu nu știu câte mandate, la 1300-1400. Doamne, dumneavoastră vi se pare normal ca un demnitar să iasă la pensie cu această pensie? Bine, nu e normal nici pentru oamenii simpli. Și atunci, din potrivă, la noi se diminuează. Fiindcă această vechime care noi avem în perioada respectivă nu se acumulează pentru pensie. Bun, și s-a rezolvat ceva pentru nu, aceasta? Nu, încă nu. Și v-am spus că am foarte mulți colegi din Hunedoara care, și eu personal, sunt nemulțumit. Ce n-ați colegi din Hunedoara sunt nemulțumit, dar nemulțumirea este la nivel de național. Doamna prim-vicepreședinte Mariana Gâjul de la Constanța, de la Comuna Cumpăna, chiar a ridicat această problemă și la Adunarea Generală și colegii din Moldova, din Muntenia. E o problemă mai delicată, dar prin legea pensiilor va trebui să se creeze cât de cât un echilibru. Fiindcă, uitați aici, vreau să vă arăt un document care eu l-am trimis către parlamentarii de Hunedoara de un an de zile, în care am 80 de semnături de primari și de viceprimari. L-ați trimis din poziția de președinte al Da, da, l-am trimis domnilor parlamentari pentru corelarea acestor pensii, pentru completare, adică numi normal. Acum noi nu cerem niște sume stricte, nu cerem reducerea pensiei cu nu știu cât, să facă o analiză pertinentă și corectă și în măsura a posibilitatea ca să se acorde aceste facilități. Fiindcă e normal ca și noi ca să cerem drepturile ca și oricare. Noi nu avem sindicat primarii, dar avem doar reprezentanți. Asociația cred că vă poate da. Deci una dintre probleme... asigura suportul pentru da. Deci asta rezolva. A fost una dintre probleme care vorbesc la nivel local. Au mai fost probleme vis-a-vis de justiție și chiar i-am mulțumit la primarul Lupulescu Livițuc de la Lunca Cernic, ridicat această vreme la parlamentar de Hunedoara, fiindcă nu este normal că tot timpul să fim denigrați, să fim oprobiu public, toată lumea împotriva primarului. Numai noi știm cât îndurăm și injurii și calumnii. Dar e o anumită anatema asupra da, e o anumită răspundere poziții, da. Și, repet, că vedeam la televizor... Bun, dar nu un pic. Da. Știi ce contează? Contează votul. Dumneavoastră sunteți la al câtelea mandat? La treilea mandat. Ei, deci asta contează, în restul sunt povești. Da, contează lumea, votul. Astăzi e plină lumea de vorbitori și de vocali. Da. Haideți să vă spun, lumea mă cunoaște, eu am o activitate, nu am fost toată viața primar, nu m-am născut primar, nu o să mor primar, probabil, și activitatea mea de... A mea vorbesc personal de inginer la o exploatare minere sau unde am lucrat și înainte și nu-mi convine ca cineva să mă denigreze, să mă pună pe Facebook neavând o chestie dar întemeiată. Dar să știți că nu puteți să-i opriți. Deci chestia cu denigrarea este la modă. Nu pot să-i opresc. Vă spun, dar să vă obișnuiți. Gândiți-vă că și eu am un copil și copilul meu aude și vede și ce se vorbește și alții au copii și avem familii. Da, trebuie să avem și noi, să avem un respect. Sunt persoane care nu țin cont de nimic. Și v-am spus, suntem prea expuși și probabil va trebui așa aceste lucruri reglementate vis-a-vis de această problemă. V-am mai spus problema cu finanțele. Domnul, și acum domnul Teodorovici la București a spus că se va da o ordonanță vis-a-vis de... La 2016, mai multe comune au primit, de exemplu, mai să vă dau cu exemplu, comuna Criștor, care a rămas cu un excedent, a primit banii pentru inundații. Au fost calamitățile din 2016, dacă vă amintiți, da, din iunie. Da. Și din toamne ce au mai fost, dar în iunie au fost cele mai pregnante. Da, deci au fost și la Pestiș aici. Așa, și la Pestiș a primit niște sume și l-a primit în noiembrie-decembrie. Nu poți să cheltui acei bani. Banii au rămas... Banii au rămas pentru anul următor. Asta e regulă. Automat, în momentul respectiv, a venit și a tăiat, până legea bugetului de stat, a tăiat 50% din suma respectivă. Ca și când... A tăiat cum? I-a recuperat la București sau... Da, au zis că de ce au rămas banii, că n-a cheltuit primarul banii. V-a dat un exemplu de Criștor, că pe comuna Criștor, știu că e mai aproape de mine. Dar cazuri sunt și mai mult.
Și atunci, dar e o chestie injustă. Și doar primarul de la, domnul primar de la Tibiriții, de la Petroșani, spunea cu câteva două, trei luni de zile, l-am avut o declarație de presă, că acei bani sunt niște bani care sunt pe un program sau în cazul lucrurilor care au fost de pe inundații. Exact. Se vor folosi în anul următor. Nu-i diminuăm atunci sumele care le primim pe echilibrare. Fiindcă vă spun, primarul de la Crișciori a mai primit ce a mai primit, dar sunt primăria Mărtinești, primăria Buceș, primăria Vorța, care n-au primit niciun leu la echilibrare. Da, deci, vă dați seama că ei nu pot să asigure nici măcar salarizarea. Deci, legea salarizării trebuie să asigure. La echilibrare asta de unde vin banii ăștia? De la finanțele publice. De la București, de la Ministerul de Finanțe. Da, și haideți să vă spun. Adică ei repartizează. Ei nu numai că nu pot să asigure investiții și derularul în programe, nu pot să asigure. Nici cofinanțările. Nu pot să asigura, nu pot asigura decât pe câteva luni salarizarea. Asta mai. Și atunci domnul Teodorovici, domnul ministru de finanțe, a spus că vine cu ordonanță pentru echilibrarea acestor sume, ca să reprimească aceste sume înapoi, fiindcă este anormal. Păi da, vă dați seama ce înseamnă să o instituție ca primăria să nu mai funcționeze într-o comunitate. Lumea are nevoie de tot felul de și documente, ca să de acte, și de soluții, să trec și la problemele care le-am înaintat la doamna vice, la doamna premieră Vasilica Viorica Dăncilă. Deci, cum vă spuneam, codul finanțelor publice îl discutăm din 2012. Codul administrativ, acum am discutat, este bine, în Senat. Vorbiți de codul acela, dar să știți că în domeniul financiar anul trecut de 520 și nu știu cât de ori s-au schimbat regulile. Știm, de 216, de cum spunea domnul deputat Miuș. Codul administrativ este acum se va vota probabil în forma care va finală. Avem o lege a educației numărul 1 pe 2011. Care și la Consiliul Director din septembrie, care am avut la predal cu domnul Emil Drăghiș, cu președintele Asociației Comunii România și cu ceilalți factori, și discutăm de mai mulți ani de zile. Este anormal ca să suportăm de la Consiliul Local, fiindcă chiar nu avem posibilitățile. E vorba de conducătorii microbuzelor școlare, transportul microbuzelor, deci transport, înseamnă combustibil, evaluarea periodică a elevilor, bursele elevilor, transport care didactice. Nu știu dacă nu adică, se decontează și ele vin către Consiliul Local. De pasările, da. Ele vin către Consiliul Local, care noi trebuie să asigurăm finanțarea. Asta din bugetul local. Da, dar noi nu avem bani pentru așa ceva. Și noi am propus modificarea acestei legi și completarea articolului 104 din alineatul 2 din legea educației naționale numărul 1 pe 2011 cu aceste modificări care trebuie să vină direct de la minister pentru ei, ca să nu mai apară hotărâri judecători, ne dă în instanță că nu le asigurăm transport. Corect, da, și după aia vin penalități, vin alte lucruri. Și atunci, din octombrie ni s-a promis că se va rezolva, dar în octombrie era al premier. Acum încercăm la nouă premier să vedem ce se poate. Deci sunt multe probleme vis-a-vis de cadastru. Discutam. Bun, aici la cadastru, cred că marea problemă este plata topografilor, nu? Care sunt plătiți cu o sumă care nu prea interesează. Haideți să vă lămurim și problema cu cadastru. Cel puțin eu vă spun din punctul meu de vedere, de zona mea, de comuna Vărișoara, dacă fac o extrapolare la comunele vecine, mai puțin. Deci, s-a dat o ordonanță acum 2 ani de zile vis-a-vis de această cadastrare care se face. Bine, prima am înțeles că se face gratuit, nu asta e ideea. Păi da, dar se face numai pe extravilan. E așa, corect. Deci nu pe intravilan. Da. Deci pe noi nu ne interesează. Ne interesează și extravilanul, dar interesează și intravilanul, fiindcă acolo sunt oamenii, acolo e conurbație, corect, acolo e localitatea în sine. Deci ordonanța din start a prevăzut fonduri doar pentru partea de extravilan. Din start s-a prevăzut o sumă de 150.000, indiferent de suprafața OAT-ului. Eu am 3.404, dar Vața sau Burzești au 20.000 sau 30.000 sau cum e Râul de Mort. Bun, și ca să explicăm, să fie înțeles despre ce vorbim, e vorba de acel program prin care se face întabularea gratuit, da? E un program finanțat de guvern, da? Deci e vorba de cadastrare. Așa. Care să v-am spus și eu, de exemplu, vă dau exemplul meu. Am mers la OCPI, am semnat contractul pe cei 150.000, am dat pe steapă ca să... Ca să fac, v-am spus, dar din stat nu e relevant, fiindcă, normal, suprafața mea e una și mi-a dat tot 150.000 și suprafața lui e 20.000 de 7-8 ori, mare și o dată aceeași sumă. Deci, din start, clar că nu se poate pune în practică. Dar cel mai important lucru, că nu vine nimeni să-și facă cadastrarea. Și aici vreau să ajung. Deci, am semnat contractul cu OCPI, am dat pe SEAP,
și am așteptat să vină firme. Cei din zonă, topografii din zonă, nu vreau să facă acest pe banii respectiv când s-au dat 60 de lei pe imobil, fiindcă în programul care a fost programul național, care l-a făcut Agenția Națională, a început în derulare acum 6 ani de zile și care a fost prins pilot Comuna Cerbăl, Comuna Lelesă și Comuna Ghelar. Nici acum nu s-a finalizat, unde au fost 250 de lei pe imobil. Decât Ghelarul în fază de finalizare, Cerbălele este numai care a început. Deci vă dați seama că acolo a început acum 5-6 ani și pe alte sume. Bun. Am așteptat, am discutat firmele din zonă, nimeni nu vrea să facă. A venit o firmă din Craiova. Am venit, am luat sectoarele care ne s-au dat de către OCPI. Când am ajuns acolo, era amestecat intravilan cu extravilan. Ordonanța spune clar, doamna respectivă de la firmă mi-a spus, domnul primar, eu nu pot să-ți fac decât conform de contul să faci doar pe extravilan. Cu intravilan ce fac? Păi, hai să facem alte sectorizare. Am făcut sectorizarea numai pe extravilan, l-am depus din nou la OCPI, am avut viza OCPI-ului, că să facem măcar extravilan, exact cum cere Uniunea Europeană până în 2020. Am avut marea neșansă, să zic, sau nu știu să zic, nu a mai venit firma respectivă. Am lăsat și număr de contract. Nu, clar. Era o firmă din Craiova. Nu mai convenit. Deci firmă din Craiova. Da, da, da. Care probabil între timp s-au zis că au mers și la Lunca Cernii, că vreau să facă și acolo. Eu chiar am recomandat comunile din jur, că eu sunt o zonă unde n-a fost plătit, necooperativizate. Sunt probleme destul de delicate. Sunt și, ca și o parte din comuna Luncoi, o parte din comuna Băița. Dar, din păcate, nu am avut cu cine să facem. Degeaba vrem să facem, că nu avem cu cine. Problema se cunoaște la minister, nu? Păi se cunoaște, dar vă dați seama că lumea aude la televizor. De ce nu face primăria Vărișoara cadastru? A, în ordine, e clar că picați rău, dar vreau deci să zic că rău, la, dar... la București să știe povestea, dau niște bani la topograf care nici măcar nu se poate deplasa pe banii pe care... Problema e că nu e rezolvabilă. Eu m-am mirat. Ba, este rezolvabilă dacă se alocă fondurile suficiente și se calculează corect. Am înțeles că comuna Baia de Criș a găsit o firmă din Bihor care face la noi pe zonă, în rest nu cunosc nicio comună, vorbesc în preajma mea. Deci vă zic că la seara este blocată, propriu. Cadastrarea este blocată, nu că n-am avut eu voință nu, și nu... Nu, dumneavoastră, vorbesc în general, în toată țara e aceeași situație, normală dumneavoastră. Încă am fost notificat că de ce țineam pe SEAP respectivă achiziție și nu o făceam. Vreau să vă gândiți acum, eu nu vreau să vă învețez pe dumneavoastră, eu vreau să scot în evidență faptul că nu se alocă banii suficienți pentru asemenea operațiune. Adică, încă o dată, unde în birou la București hotărăsc un lucru și în realitate pe teren e altceva, adică situațiile nu se deci, potrivesc. Deci, din păcate, asta știți e. De ce să feresc și acest topograf? Fiindcă la noi, aici, în partea asta, lucrurile n-au mai fost clare. Au fost clare până la 1920, noi și acum avem estrase din când era Austro-Ungaria, avem documentele în Austro-Ungaria, hărțile, și multe lucruri s-au degiversat 100 de ani și greu acum să le rezolv. Și chiar dacă am reușit să facem acest cadastru, va fi un dezastru, fiindcă oamenii acum nu-și revendică proprietățile, dar când se va face cadastru, nu o să mai bată, nu o să mai bată suprafețele, cu ce este nici cu registrul agricol, corect. Nici cu... Deci o să fie un... Am înțeles, deci asta e una dintre problemele pe care le-ați dezbătut și altele, care ar mai fi? Vis-a-vis de asociația noastră sau da. Vis-a-vis de... De asociație, că o să, după aceea un minut, două mai vorbim despre asociație și după aceea o să vorbim și despre comuna noastră într-o măsură mai mare. Deci, v-am spus, problemele... Bun, asta bănuiesc că se discută și în asociație. Păi se discută că a fost alocată, deci au fost invitați de la toate ministerele. De la toate ministerele, de la, au fost secretari de stat, au fost acum... Normal că fiecare are o agendă, începând de la președintele României până la premier, până la ministri, cât secretar de stat. Discuțiile au fost... Auziți, sunt 600.000 de funcționari în București, de bugetari. 600.000, deci trebuie să găsească unul să vină la dumneavoastră bun, acolo vine să vine unul, dacă nu are putere de decizie. Păi da, știu. Deci degeaba vine unul care ne ascultă, ne contrazicem, discutăm, vorbim frumos, dar e vorba de putere de decizie și de consens, și de consens politic. Vorbim să cu intabularea este din 2016, spuneți. Da. Deci dacă sunt... un an, din doi ani aproape, 2018. Deci eu aici aș vrea să punctez o altă problemă, consensul politic. Eu zic că în țara asta noi putem să facem orice dacă se creează un consens politic. Asta nu cred. Discutam și la nivel adică local cu parlamentarii de Hunedoara, da. Cu colegii primari,
orice lucru se poate trece, se poate face o inițiativă legislativă, se poate corecta, dacă se vrea, și că există, mai ales acum cum și PSD-ul cu ALDE au o majoritate covârșitoare, cum a putut să treacă un guvern a României cu orice premier, pot să treacă orice inițiativă legislativă. Indiferent că e pentru primar, că e pentru cine îi, pentru orice, se poate trece în finanțe, în cadastru, orice lege. Avem o altă problemă foarte delicată, care a ridicat-o și colegii primari și am dat-o și la domnul general Sălan, că acum dânsul e senator, vis-a-vis de ISU. A apărut o ordonanță, nu mai știu dacă 96, prin care ne obliga ca să facem, să cumpărăm mașinile pentru mașini, dotare cu mijloace pentru ISU. Vă dați seama că nicio comună mare, acum sunt servicii, de exemplu, comuna Băița, care are și pe programul acesta pe Gal și-a prins pentru dotări pentru ISU. Sunt comunele mai mari, sunt orașele, în primul rând, sunt municipiile, chiar am participat la aceste și la un concurs de asemenea natură, dar o comună mică, noi nu avem, v-am spus, bani de funcționare, da, de cum să cumpărăm o mașină de dotare pentru ISU. Deci aici e o problemă foarte spinoasă, am rugat și pe colegii parlamentari și am discutat și la nivel național, să se abroge această lege. Până acum s-a dat o prorogare prin sensul că se amână punerea în aplicare. Da. Dar noi nu vrem să se amână și am spus și la domnul Sălan, care dânsul cunoaște mai bine speța, noi vrem să se abroge această lege. Fiindcă nu ne poate obliga pe noi, vă dați seama, și dacă am găsit resursa financiară, trebuie să faci un serviciu. Nu-ți permite organigrama. Organigrama spune mie, tu, comuna Vărișoara, ai un număr de 16 angajați pe schemă, pe care îi dau afară ca să fac un serviciu ca să țin așa ceva. Foarte clar. Oricum, să ne apropiem de final ușor. Comuna Vărișoara, cam, dacă vreți să ne spuneți câteva lucruri despre cam ce populație, câte sate sunt. Deci, comuna Vărișoara are 4 sate, Vărișoara, Sălișteoara, Dealul Mare și Stoineasa. Satul Stoineasa, deci, o comună mică. De 1147 de locuitori. Vedem că este... Trendul este negativ din punct de vedere a populației, raportul între natalitate și mortalitate este extraordinar. Deci avem cam... Bănuiesc că faceți botezuri destul de rar. Avem cam 2 născuți la 100 de morți. Deci în ultimii 2 ani avem 2 născuți și avem morți... Peste 50 au fost, 26 au trecut. Deci raportul între de populare nu putem vorbi neapărat decât o populație îmbătrânită, clar, și că populația nu se prea, la oraș au plecat în anii anteriori, de fapt, despărând cele două exploatări minere, Gura Barza, mina de la Barza și mina de la Deva, deci și locurile de muncă care erau pe zonă, și repet... A urmat o migrație. Da. Acum aveți bugetul local, 1 miliard și vechi. Bugetul local am primit 912.000, deci 9 miliarde de la finanțe, așa, 2 miliarde am primit de la Consiliul Județean Hunedoara și 170, deci 1.700.000 am avut veniturile proprii care le-au fost anul trecut. Deci venitul propriu înseamnă 1.700.000 vechi, bani vechi. Deci acum, stai să vă spun, a fost un an fericit. Eu când am venit primar aveam 60.000, deci 6 de milioane erau veniturile proprii. Acum... sunt foarte multe amenzi de circulație care au crescut în ultimii ani. Din taxe și impozite nu... Noi suntem o zonă favorizată, defavorizată din punct de vedere fiscal și favorizată din celălalt punct de vedere. Pe legea moților, din 1996, taxele sunt reduse din 96? Da. Așa? Sunt reduse la jumătate. Deci impozitul și toate astea și taxele pe proprietate, pe clădiri... Înseamnă că intre mai puțin bani la primărie. Da. Noi tot cerem ca acești bani să fie compensat de către finanță. Acum nu vreau să vă spun că există o singură variantă, ca Consiliul Local să modifice, să anuleze această hotărâre și să revenim. Dar vă dați seama ce impact ar fi asupra populației, că dacă ne-ar ajuta foarte mult, dar nu ne ajută foarte mult, impactul ar fi foarte mare. Dacă azi plătești impozit 200, să plătești anul viitor 400. Noi creștem taxele și impozitele locale cu 5-10% în funcție de inflație, nu facem, da, avem și crește spectacol conform legii. Ce ar însemna acum ca să facem noi să anulăm această lege a moților sau aceste taxe de 50%? Oricum le dăm până în 31 martie 10% reducere, să un stimulant.
Bun, că ce activități predomină, mai predomină acolo? Că bănuiesc că multă lume, cum spuneți, e îmbătrânită, mulți oameni și probabil sunt pensionari. Deci, da. Să știți că a apărut un lucru bun, benefic, apicultura, care am avut de tradiție 1-2, dar au început să-și facă mini-proiecte pe partea respectivă. Pe partea de ferme, iarăși avem 2-3 persoane care au arondat niște suprafețe și se ocupă cu creșterea animalelor. O familie are chiar în jur de 50 de bovine, acelea sunt mai puțini. Oieritul este mai mult pe partea către Băița, către Hărțăgani, ei sunt titularii pe zona respectivă, noi suntem acolo mai puțini. Acolo chiar s-a dezvoltat oieritul, serios. Da, și da. Chiar și cei din Vărișoara duc oile în partea respectivă, Săliște, Hărțăgani, partea respectivă. Deci eu cu stupoare vreau să spun că noi când eram copii eram obișnuiți ca fiecare gospodărie să aibă o vacă, minimal, două, da, trei, da. Așa, deci un porc fiecare. Din păcate, eu imaginea satului românesc s-a schimbat foarte mult. Eu am fost inginer la Mina Deva foarte mulți ani, am avut o activitate la Mina Deva și mi-am dorit să fiu primar doar pentru, în primul rând, pentru acest lucru. Am vrut să... Eu am trăit cu imaginea satului românesc cum eram în copilăria mea. A, bun, idilică. Și am vrut și am crezut, da. S-au schimbat lucrurile, da. Am crezut că încă pot să mai fac formații artistice, formații călușar, cum să știu că era pe timpuri, teatru, dar din păcate și tineretul e foarte puțin copil la școală. De școală, vreau să vă spun acum. Da. De 10 ani, cele două școli s-au închis la Sărișoara și la Dealul Mare din lipsă de elevi. Ultima dată la Dealul Mare aveam 3 elevi, dar de care 2 erau de la Podele. Sărișoara e închisă de mai mult, de vreo 7-8 ani. Vălișoara am rămas cam la 80 de elevi cu grădiniță cu tot, deci foarte puțin. Și vreau să vă spun tot aici vis-a-vis de... Sunt cam 30 de copii născuți în ultimii 10 ani de când sunt eu primar. Hai să fiu. Și în câțiva ani învățământul de la sine se va reduce, nu că vrea primarul sau vrea cineva de la școală, dar din cauza natalității, cum vă spuneam și înainte. Da. Așa, fonduri, ce ați reușit să atrageți? Deci aici apare o problemă care din nou ne lovim comunitățile mici. Probabil că nu ar fi problema de finanțare, deși mie mi-e foarte greu, vă dau un exemplu. Am înțeles că parcă vă dau 1500 de locuitori, e o poveste, după Spun. De exemplu, masă pe unde apă nu am intrat, consultantul european a spus, domnule, nu se poate, mai ales fiind zona de deal, știți, zona cum e la noi la Vărișoara, și n-am intrat pe fondul pentru apă canal. Acum suntem prinși în celălalt program adițional, și chiar domnul Arion a fost la multe discuții cu dumnealui la APA. Directorul de la APA Pro, da. Da, și da. Chiar am avut înțelegere și am fost prinsă și comuna Vărișoara cu parte din Băița, cu parte din Luncoi. Noi am fost defavorizați din acest punct de vedere, dar să sperăm că până în 2020 sau până în 2024, 23, 24 vom fi și noi vom avea acces la apă și canal. Vis-a-vis de infrastructura rutieră, aici am o mare nemulțumire, fiindcă nu am reușit, v-am spus, am depus un proiect în 2015 la Ministerul Dezvoltării și... Asta pe ce axă? Era ordonanța 28, acum e PNDL 2, a Programului de Dezvoltare Rurală. Și să vă spun un paradox, deci n-am primit finanțare, deci contractul de finanțare l-am semnat abia anul trecut, în august sau septembrie, după 2 ani și ceva, mi-a expirat și autorizația de construcție. Aveam din 1 aprilie 2016 autorizația de construcție. Mergând la minister, a venit curtea de conturi și a găsit pe cei din minister cu proiectul meu acolo depus, dar nefinanțat. Abia acum am reușit, am terminat licitația, achiziția și am semnat contractul de finanțare. Din nou? N-am avut semnat. Ah, nu era semnat. Deci au fost tot tergiversări, 3 ani de zile. Am înțeles. Și abia acum deci cred că din 12 martie o să dau ordine de începere a lucrărilor. Asta înseamnă în ce costau lucrările? Lucrări înseamnă o reabilitare a unui drum comunal de o lungime de 2295 de metri, care face o legătură între satul Vărișoara, trece prin satul Vărișoara, ajunge în satul Dudești. E un bypass la un drum, pe lângă un drum existent, dar e un drum foarte important pentru comunitate, deși e o zonă mai dificilă și mai greu de executat, lucrările suplimentare care trebuie făcute vis-a-vis, fiindcă fiind vădat să mă trebuie, e pe o coastă, traversează un deal și sunt multe probleme care apar acolo.
Și sper că în anul 2018 să fie finalizat și să fie predat, recepționat vis-a-vis de GAL, că avem această asociație Țara Zarandului, GAL-ul Țara Zarandului, grupul de acțiune locală. Asta o formă eficientă, zic eu, o formă care în guvern vă avantajează, vă ajută. Da, adică da, cred că e printre puținele. Da, printre puținele, da. Și chiar aici am finalizat, am avut pe cealaltă sesiune am luat un tractor multifuncțional. Acum am depus pentru un teren de sport în satul Sălișteoara. Nu că ar fi fost singura prioritate pentru mine, dar din strategia care o avem la nivel de GAL, nu se mai poate finanța nimic, de fapt astea sunt discuțiile de la AFIR Timișoara, ce este finanțat prin PNRR. Adică nu puteam finanța drumuri, nu puteam finanța cămine care merg prin CNI sau nu puteam finanța... Și atunci, din puținele lucruri care au rămas, că le puteam finanța, am rămas la acest teren de sport. Aveam domeniu public, aveam o suprafață de 1800 de metri pătrați la satul Sălișteoara, lângă școală, și am gândit că pentru comunitate ar fi benefică, dacă tot avem această sursă de finanțare în valoare de 80.000 de euro, să facem acest lucru. Repet, aș face mult mai multe proiecte, dar gândiți-vă că dacă 3 ani de zile am stat, eu am cheltuit niște bani când am dat pentru proiectare, am dat studiile, DALI, tot ce am dat, și am stat 3 ani de zile să ajung la execuția și poate 4 până finalizez drumul. Oricum, nu pot să-mi permit de la un buget local așa de redus, că am foarte multe lucruri stricte de funcționare. Ca să aloc câteva sute de milioane, zeci de mii sau în banii vechi sau chiar sute de mii, să fac niște proiecte care să nu fie finanțate. Probabil că și culoarea politică încurcă un pic, în sensul că nu. Mergeți la București. Nu. Am avut culoare politică când a fost premier României Cioloș, Tacian Cioloș. Nu pot să spun că eu am depus, deci nu pot să spun că bine, culoarea politică... Nu contat culoarea, că oricum nu s-a întâmplat nimic. Culoarea nu s-a întâmplat nimic un an de zile, decât promisiuni, vorbe de șarte, deci nu discutăm de culoare politică. Da. Fiindcă avem promisiuni acum de la minister că toate proiectele vor fi finanțate, tot ce a fost depus a fost aprobat. Acum să vedem și finalitatea. Deci să înțeleg că vă iubesc. Nu mă iubesc. Acum nu. De iubit nu mă iubesc, dar trebuie să ne respectăm, trebuie să ne respectăm unii pe ceilalți, trebuie să avem o poziție corectă unii față de ceilalți. Nu trebuie să mă iubească nici peneliștii, trebuie să mă iubească comunitatea pe care eu o reprezint și oamenii pe care eu colaborez. Deci iubire în politică nu există, că politica azi e schimbătoare, să știți. Și nu... Da, clar. Bun, vorbim, mai avem 5 minute să vorbim un pic despre situația politică. Ce ziceți de raportul ministrului Justiției? Apropo de DNA. Deci, și de... vis-a-vis de DNA, deci părerea mea personală... Din câte știu, DNA este o sperietoare și pentru mulți primari. Deci, DNA este o sperietoare pentru mulți primari, dar nu înseamnă că DNA vine să-ți bate la ușă dacă nu ai... Nicio problemă. Acum sunt spețe și cazuri în care te cheamă dacă îți faci o nouă reclamație. Asta trebuie reglementat juridic. Asta trebuie schimbat în legile justiției. Adică, domnule, mergeți pe presa de nevinovăție. Deci nu neapărat, nu-mi place mutra unui primar sau mutra unui deputat sau mutra cuiva, hai să-i fac rău. Știți că pe vremea lui Nero se purta aceeași chestie? Macanero, mă rog, nici nu prea ținea cont de argumente, de lua averile la respectivii și dădea și la care făcea reclamația, că ăsta a fost o nebunie pe vremea aia. Deci, eu subscriu că legile justiției trebuie modificate în sensul protecției cetățenilor, oamenilor, a parlamentarilor, a primarilor, dar nu în sensul în care omul are o faptă penală sau o altă faptă de altă natură să fie apărat de justiție sau de cum se cere în Parlament votul pentru o imunitate parlamentară, nu. Deci, normal, fiecare trebuie să răspundă pentru faptele sale. Nu văd și nu sunt în măsură să apreciez activitatea doamnei Laura Coveșii, Codruța Coveșii, dar nu cred că e momentul să dăm un semnal, asemenea semnal de asemenea natură. Nu e oportun pentru România. Noi, în poziția României la ora actuală, nu e oportună ca noi să schimbăm pe Laura Codruța Coveșii, fiindcă avem alte interese meschine și nu vreau să mă pun mai departe pe acest subiect, fiindcă v-am spus, nu-i treaba mea, dar eu nu sunt pentru schimbarea Laurei Codruța Coveșii, fiindcă trebuie să dăm un pic un sentiment de stabilitate, fiindcă asta ar fi o notă proastă. Vedeți că Europa, Bruxelles ne judecă, toate comisiile ne judecă pe aceste lucruri și vă dați seama că am fi oaia neagră a Europei dacă am face și acest lucru, care eu zic că e deplorabil pentru imaginea noastră.
Acum a fost liberal în toată perioada de când care a fost primar. Sunt liberal din 2002, numai colegii mei uită treaba asta. Sunt liberal de 16 ani, am trecut prin multe. Nu sunt, și interesant, înseamnă că locuitorii de acolo sunt liberale, în mare parte, ce vă votează. Nu, comunitatea în care trăiește un primar se schimbă după primar. Înainte a fost primar de 3 mandate, primar PD, au fost voturile PD-ului, dacă este primar liberal. PSD a fost vreodată? Au fost din 90 până 96. Aha, atât. 27 de ani. Da. Și deci convingerile sunt de dreapta, se pare, totuși. Convingerile nu sunt neapărat de dreapta, că, de exemplu, la ultimele alegeri parlamentare au fost de stânga. Promisiunile care au fost în campania din 2016 a fost singura campanie care și eu ca primar am pierdut alegeri, nu eu, că am fost pentru parlament, din cauza că promisiunile și la țară și oriunde au prins în România, de nu de cum la Vărișoară. Programul de guvernare a fost teribil, deci de faptul cu spuneam asta înainte, pe un trend negativ care pe imagine care ne-a creat-o premierul Cioloș, care nu știa în ce, unde se duce, în stânga sau în rămâne în dreapta să mai vină, nu se, așa, și faptul că a fost noi demobilizați politic, fără o conducere centrală și cu cele care s-au întâmplat, s-a pus amprenta, să știți că s-a pus amprenta de sus în jos de data asta. Plus de probleme care am avut noi liberal la nivel de județ, prin lipsa domnului președinte Mircea Moroț, a echipei care totuși am fost liberal une doar atâția ani de zile. Toate astea s-au văzut în timp și... Bun, și părerea aveți despre faptul că eu știu că am făcut o conferință de presă acum, un minut numai, la ALDE, mă rog, la domnul Moloț, au o singură primărie la Giorgio. O au în conjunctură, fiindcă... Dar... Că dânsul spunea că o să ia vreo cel puțin 3 sferturi din primăriile județului. Vasile Cărăbuț a fost consilier județean din partea PSD-ului. Chiar îl salut pe această cale. Ne vede că la Giorgio da, chiar îl salut pe această cale. Am fost cu mare drag la toate evenimentele, la deschiderea oficială a ștrandului, la ziua recoltei în toamnă. Cred că ne-am văzut acolo, am impresia. Da. Deci, întotdeauna, deci, Vasile e un băiat destoinic pentru orașul Giorgio, dar vă spun, conjunctural a ajuns la ALDE, fiindcă el a fost consilier județean PSD, dar nu avea loc pe listă să concureze. Deci, și... dacă nu mergea la ALDE, ALDE rămânea fără niciun primar în tot județul. Da. Deci, conjunctural. Da. Acum, eu l-am respectat și îl respect în continuare pe președintele Mircea Ion Moloț, fiindcă pe mine și pe comuna Vălășoara ne-a ajutat. A ajutat județul Hunedoara și nu poate nimeni să nege acest aspect. Celelalte fapte de altă natură nu pot să le comentez eu aici. Eu îi doresc succes în toate la domnul Mircea Ion Moloț, dar nu cred că ALDE va fi pe un trend ascendent cum ar dori dumnealui. Am înțeles. Bun. Acum finalizăm emisiunea. Am ajuns la final. Din partea dumneavoastră ca președinte, dacă vreți să transmiteți colegilor, da? Spuneați că sunt din județul Hunedoara din 55 de oateri. 37. Vreau să le transmit la colegii primari, în primul rând, toată stima și considerația mea ca președinte a primarului de comune, că ei tot timpul mă flatează și îmi spun domnul președinte și eu chiar sunt mândru că sunt președintele și că îi reprezint și la nivel de Consiliul Național. Aici câți ani e mandatul? Păi 4 ani. 4 ani, ca da, mandat. Și sunteți în primul mandat la președinte, la asociație sau sunt în al doilea? Din primul mandat. Din 2008. Da, am înțeles. Din 2008. Nu zic, dar sunteți la câtele acum? Al treilea mandat și sunt de 10 ani și președintele filialei județene Hunedoara. Am înțeles. Deci am fost ales în 2008, 2012 și 2016. Așa. Și eu am constituit juridic filiala județeană Hunedoara, fiindcă nu era constituit juridic în 2008. Cu membrii de la acea vreme. Și în același timp invit și pe ceilalți colegi primari de comune să vină să adere la Asociația Comunilor din România, la filiala județeană Hunedoara. Bun, ei n-au încredere, diferența aceasta de la 37 la 55 sau de ce? Ei zic că dau niște bani degeaba, că nu văd folosul, nu văd utilitatea, dar ei nu știu că prin grija președintelui Emil Drăghi s-au obținut foarte multe. Domnul președinte Emil Drăghici este primar din 1996, primar independent. Unde? La Dâmbovița, da? La Vulcana Băi. Și dacă vă spune chestia că e primar independent din 96 și pe baza de legislație... Mare lucru care a existat.
Da. Pe registrație și pe administrație este cel mai bun și cunoaște legislația fiindcă a participat, a fost consultat. Și vorbim despre primari de comune. Da, primari de comune. A participat la elaborarea multor proiecte de lege, la acte normative, modificări și cred că deci nu se va găsi în curând cineva la nivelul dumnealui ca să ne poate reprezenta și la nivel național și la nivel internațional. Am înțeles. Domnule președinte, mulțumesc tare mult pentru că ați venit în studioul nostru, pentru informațiile oferite, vă doresc mult succes și suntem alături de mișcarea primarilor, de această asociație. Mai bine. Dragi prieteni, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. A fost ediția de astăzi a emisiunii Vorbește Lumea despre Asociația Comunelor din România cu domnul Robinar Ion Mircea, sau Mircea Ion Robinar, cum îi place dânsului să spună, și sigur, eu vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție, vă doresc o vreme frumoasă în continuare. Numai bine, la revedere!